Fraților, de vreo săptămână încoace, mă tot gândesc dacă merită să-mi cumpăr și eu o dronă cu care să mă filmez de sus pentru canalul secundar de vloguri. Linkul e în descriere. Așa că, în timp ce mă uitam peste oferte căutând drone care să fie cât mai ușoare și să filmeze cât mai bine, m-a pus dracu să arunc un ochi peste ce au făcut alții cu dronele lor. You'll never have the stone. Oh, this you crazy 9. Orville, drona pisică Aș vrea să nu fie adevărat, dar e. Unuia i-a murit pisica și s-a gândit, wow, incredibil cum devin virale toate filmulețele astea cu pisicuțe vii. De ce să nu dau lovitura cu pisica mea moartă, nu? Așa că și-am păiat pisica și am fipt o într-o dronă. Omul și-a motivat decizia spunând că ar fi fost pur și simplu păcat să o îngroape. Mai bine să o facă să zboare. Asta ar reprezenta mai bine spiritul liber al pisicii. Pisicopterul a devenit viral, chiar dacă nu toată lumea a fost amuzată. De fapt, pisica asta împăiată a ajuns să fie expusă și în cadrul festivalului Kunstrai din Amsterdam. Văzând cât de bine merge treaba, Jensen, proprietarul pisicii, a decis să-și treacă afacerea la următorul nivel. Între timp a reușit să facă și o dronă struț și acum lucrează intens la o dronă vacă. Eu unul de-abia aștept să văd o carcasă de vacă împăiată zburând pe deasupra traficului de pe Bulevardul Unirii voi 8 Drona Pokémon De când cu mania Pokémonilor, mulți jucători neobișnuiți cu activitatea fizică intensă, aka mers pe jos, suferă din cauză că nu pot colecta atâția Pokémon cât și ar dori. Un jucător a venit cu ideea să și atașeze telefonul Android de un DJI Phantom, după care să folosească programul AirDroid pentru a controla telefonul de pe calculatorul de acasă. Exact Acum, omul poate să stea încur pe scaun în timp ce drona lui se plimbă prin tot orașul, în căutare de Pokemoni. Pur și simplu nu îmi pot imagina o chestie mai imbecilă decât să văd o dronă cu mobil pe stradă căutând Pokémoni. Mai mult, compania olandeză TRND Labs, nu știu, nu știu, vinde poche drone. Adică drone făcute special pentru grași leneși care vor să prindă pokemoni direct de pe canapea. Practic, tot ce mai rămâne de făcut e o dronă care să dea o fugă până la magazin, să-ți cumpere chipsuri și să ți le tragă direct în gură folosindu-se de un tub sub presiune sau ceva de genul. 7. Drona aruncătoare de flăcări În 2015, un adolescent din Connecticut, Connecticut, Connecticut 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 <laughs> 7 Drona aruncătoare de flăcări În 2015, un adolescent din Connecticut a atașat un pistol de o dronă, după care a început să tragă la nimereală din aer. Nu e panică, nu era prea multă lume prin preajmă. Nu intenționa să rănească pe cineva și nimeni nu a avut de suferit. După ce s-a plictisit să tragă cu pistolul de la distanță, copilul a atașat un lansator de flăcări de aceeași dronă. Bun, până acum ce am înțeles eu e că există în America un adolescent care are pistol, dronă și lansator de flăcări. Am căutat și nu, nu e copilul lui Adrian Năstase. Bineînțeles că mucosul nu a rănit nici de data asta pe nimeni. Tot ce a vrut să facă e să-și pârlească mișto un curcan, să filmeze și să pună pe YouTube. Dacă e vreunul dintre voi care are dronă și lansator de flăcări, faceți ce faceți și filmați-vă pârlind porcul de Crăciun cu drona. N-are cum să nu fie viral. În mod surprinzător, se pare că toată treaba asta e perfect legală în Statele Unite. 6. Piloți militari controlează flote de drone. Armata se folosește de drone încă din al doilea război mondial. În zilele noastre, dronele militare sunt așa de comune că e mai probabil să te supravegheze sau să te împuște o dronă decât un soldat. Ei bine, ăștia din SUA au hotărât să treacă la următorul nivel. Un program în curs de dezvoltare implică folosirea piloților deja antrenați pentru a controla mai multe drone deodată, în timp ce controlează și avionul militar pe care îl pilotează. Te doare capul. Pe scurt, unul e în avion, îl pilotează și în același timp are grijă și de o mică armată de mini-drone cu care supraveghează tot ce se întâmplă sau atacă niște talibani sau ceva de genul. Și dacă mai are vreo mână liberă, n-ar strica să mai prindă și câte un poke din când 5. Când. Microdrone. Sunt drone așa de mici că pot fi confundate cu o insectă, un gândăcel sau o păsărică. Probabil că în momentul ăsta îi explodează capul lui Emil Gârleanu. Știi tu ăla cu povestioara despre gândăcel. Microdronele astea sunt create de DARPA pentru Pentagon și arată ca niște chestii folosite de James Bond. Momentan, microdronele sunt destul de inofensive, în sensul că tot ce pot face cu ele este să supravegheze oameni, așa că data viitoare când îți intră o muscă în baie în timp ce stai pe closet, întreabă-te ce vrea guvernul de la tine sau ce fantezii sexuale dubioase au ăștia de la serii. În viitorul apropiat, armata lucrează la organizarea acestor microdrone într-un fel de roi de drone care pot fi folosite și la atac avantajul ar fi că în timp ce poți dobărâ o dronă mare, dronele foarte mici sunt mai greu de eliminat. Și chiar dacă ai distrus câteva zeci, tot mai rămân suficiente să-ți vină de hack. Una peste alta, indiferent cât de bun ești la karate, tot microdronele sunt mai tari. 4. Curse de drone În iulie 2016, 100 de studenți pasionați de cursele de drone au participat la prima competiție Liberty Cup. Ce e aia? E prima cursă din cadrul US National Drone Racing Championships, o organizație care se ocupă de organizarea curselor de drone, evident. Ca să participe, studenții au trebuit să-și construiască propria dronă. Nu merge așa cu orice dronă de pisică împăiată din comerț. Piloții poartă căști first person view și dronele conduse de ei sunt mult mai rapide ca dronele obișnuite. 3 mai multe drone, mai puține reguli. În mod normal, pe măsură ce o afacere crește, cresc și regulile create special pentru a regla activitățile acelei afaceri. Nu și în cazul dronelor. E drept, asta se întâmplă în America. Din câte am găsit eu pe net, la noi în țară nu ai voie să zbori cu drona în zonele intravilane. Adică îți rămân doar câmpurile și pădurile nici acolo nu poți zbura drona în liniște. De fapt, se pare că ar trebui să-ți înregistrezi drona la Romața, administrația română a serviciilor de navigație aeriană. După care, trebuie să plătești aceeași taxă dacă vrei să-ți înregistrezi o dronă sau un Boeing 747. Între timp, în America, regulile legate de folosirea dronelor par să fie din ce în ce mai relaxate. Nu mă mir din moment ce e legal să-ți curcanul cu o dronă care lansează flăcări. 2. Navele dronă. În februarie 2016, Elbit, o companie din Israel, a prezentat un proiect unicat, o navă de război dronă. O cheamă Sigal și scopul ei e detecția și neutralizarea. Cireașa de pe tort e modul în care detectează și neutralizează. Ca să facă asta, trimite niște mini drone submarin care să caute țintele. Exact. O navă dronă care are propriile ei mini drone care explodează. Și americanii au planuri legate de nave de război care se conduc singure. Așa că, în viitorul apropiat, războiul s-ar putea să fie purtat între dronele unora și dronele celorlalți. N-ar fi rău. Și, pe locul 1, drona fermier. Poate părea ciudat, dar una dintre cele mai palpitante aplicații ale dronelor este în domeniul fermelor. Adică ne place un pic prea mult și a urma și avem nevoie de multe vaci ca să ne satisfacem poftele. Vacile astea sunt greu de manevrat pe câmpie. Unele dintre ele se pierd, trebuie mânate cu grijă înapoi în grajd și așa mai departe. Ei bine, toate astea pot fi făcute mai bine și mai repede de o dronă. Dacă ți s-a pierdut vaca, o vei găsi mult mai repede cu ajutorul unei drone. Mai mult, ăștia lucrează la niște drone speciale care să ajute la mânarea vacilor pe trasee prestabilite. Era și momentul. De 10.000 mii de ani încoace, cea mai bună tehnologie de mânare a vacilor a fost bățul. Într-un fel, dronele sunt un upgrade la băț. Oarecum, în același domeniu, cercetătorii se pot folosi de drone pentru a observa fauna specifică unui teritoriu, fără să intre și să caute ei. E mult mai ușor, mai rapid și mai eficient. Clipul de astăzi a fost sponsorizat de Lenovo, cu ocazia noului telefon scos pe piață, Lenovo Moto G4, Moto nu mofturi, mi-au trimis și mie unul. Și cu ocazia asta au și un concurs cu tricouri Zyafet, pe care le puteți câștiga. Găsiți linkul în descriere dacă sunteți interesați. Întrebarea clipului e, tu ce ai face cu o dronă? Lăsați răspunsurile voastre în rubrica de comentarii, nu uitați să vă abonați, să dați un like și mai ales un share clipului ăsta pe Facebook. suntem familiștii și vrem să vă spunem să se audă să se zai pe peste tot pe internet! Fraților, nu știm cum o să arate situația pe planetuța noastră peste 10.000 de ani, dar câteva lucruri sunt clare. De exemplu... De exemplu, acum 12 ani, când eram elev, am ascuns un Big Mac și o porție mare de cartofi prăjiți în podul liceului Ion Luca Caragiale din Ploiești. Dacă în 10.000 de ani clădirea liceului încă mai există și un nepot super îndepărtat de-al meu găsește hamburgerul, cu siguranță îl va putea savura liniștit. Știe toată lumea că McDonald's nu expiră niciodată, de fapt. De fapt, sunt trei lucruri aproape nemuritoare pe lumea asta. Produsele McDonald's, Ion Iliescu și, bineînțeles, deșeurile radioactive. Adică tot Ion Iliescu sub altă formă. Problema cu deșeurile noastre radioactive e că rămân periculoase chiar și după 200.000 de ani. Așa că întrebarea e unde naiba depozitezi chestiile astea și ce semn pui pe ușă.